numesc Maria Moț, mis de la Honțușor, județul Arad, localitatea Gurahonț. Și câți ani ai, Maria? 20 de ani. Și caută o fată de 20 de ani aici în Amsterdam. Îi plac vașile, îi place munca mai bărbacească, putem să zicem așa. Adică, na, tot timpul m-am gândit, de când eram la liceu, cu oare aș putea să fac, să-mi placă. Nu găseam nimic, mă gândeam, oare m-ar place să fac lucrul ăsta sau ăla la alt. Și am stat așa și m-am gândit bine și am zis că vreau vași, m-am cumpărat vași, am băgat pătăți în priză, că mie îmi trebuie vași, fac graj, fac tot, fac proiect, fac nu știu ce, și ia că am ajuns. Ai de gând să te întorci acasă, în țară? Normal. Deci n-ai venit definitiv? Nu, am venit o perioadă ca să lucru, să învăț, să fac niște bani și cu gândul că după aia merg acasă și rămân acolo cu tătul. Peste cât timp preconizezi că o să mergi în România? Cam într-o jumătate de lună sper să ajung în România. S-a ajuns cu Anglia? Destul. Văd că animalele te iubesc. Dar și pe cine? Te cunosc. Da, îți plânge. Cum le vorbești la animalele din Anglia? Wow, haine, dar nu percutează nimic. Nu-i place. Ți-ar fi mai ușor cu termenii ăștia în România. Normal.